Bună! Asta este vaza despre care o să fie în video. Mai încolo o să fie și cum am făcut-o, dar acum versiunea mai pe scurt. Am făcut mixul de ciment, cum am făcut și la cealaltă, iar video-ul la cealaltă o să fie la fel în descriere. Pardon. Singura diferență este că am făcut-o suspendată, adică am luat un par, l-am pus în pământ sau în lemn sau în altceva, într-un loc unde poate să stea suspendat. În capăt am pus o tavă și după aia am pus direct cârpa cu, sau prosopul cu ciment deasupra, am lăsat să se întărească, am vopsit și după aia am adăugat pământ, floare și cam asta ar fi treaba. Și așa arată vaza, pictată și gata. Aici sunt câțiva dintre parii care am ales să folosesc, să pun tăvițele respective în capăt. Aici dau gaur în lemne, am salcâm și nuc. Am observat că la nuc se face un pic mai ușor gaura, fiindcă este miezul mai, adică miezul lipsește. Dar problema e că la nuc, puiul sau chestia respectivă cu care prind să stea sus pentru uscare nu stă bine fix în el. Aici este foarte important să fac dinainte găurile în tăvițe, fiindcă am observat că după aia mai târziu o să fie probleme cu când încerc să forțez cuiul să-l bag în bucata de lemn. Altfel, dacă îl forțez, se crapă aiurea și nu mai stă dreaptă tava pe lemn când o să încerc să pun materialul. Aici am făcut găuri dinainte și acum bag șuruburile pentru bucățile de lemn care o să stea în sus. Aici, după ce am terminat de băgat bucățile de lemn și le-am prins cu șuruburi, am întors placa de lemn în sus ca să stea drepte. Aici, în cel din mijloc, au fost un pic de probleme după ce s-a uscat vaza, fiindcă nu stătea bățul bine, dar am reușit să aranjez cu pământ ca să o țin în centru. La unele lemne, că am încercat mai multe, a fost mai dificil fiindcă nu stătea bine prins în și sus și jos anumite când le-am strâns, am vrut să spun. Iar am observat că la vezele de tipul ăsta ar fi trebuit să iau castroanele respective și mai late, fiindcă ele nu sunt făcute ca la băbuturugă, ca la celelalte și nu au spațiul respectiv înăuntru bine determinat, să fie mare. Aici se așează un pic mai bine onduleurile respective, dar problema e că se cam fac înăuntru și cam la sfârșit, după ce le vopsesc și le fac toată treaba, e un pic mai greu cu planta când încerc să o bag. Și mă gândesc că o să fie și mai dificil când o să scot, fiindcă dacă sunt bulbi, bulbii se măresc, se multiplică, să spun așa, și o să fie un pic mai greu de scos. Eu mi se pare că am băgat gherghine. Dar o să văd cum o să fie după ce trece floarea și o să scriu ceva în descriere. Așa, aici am terminat de băgat castroanele. Aici fac mixul de material pe care iar nu l-am filmat, dar o să apară puțin cam cum ar fi textura la el, dacă ar ajuta. Aici am avut niște ciment care a fost un pic cam întărit, că el de obicei am văzut că scrie pe ambalaj că are vreo 4 luni valabilitate. Eu am cam intrat în a patra lună, eram cam înspre sfârșit. Folosesc mănuși ca să mi protejeze mâinile, ca să nu mi covarul cam crapă pielea, mâinile. Aici e cea din mijloc care am avut un pic probleme, care spuneam mai devreme.
Unduleurile respective se așează exact de sub ea și se cam închide vaza. Am terminat de pus, de aranjat vezele, a trebuit să le mai mut, să le mai reorganizez, fiindcă se cam lipeau și intrau în ele și se n-a vrut să se lipească aiurea. Am observat că nu prea contează tare mult înălțimea vezei, trebuie să fie cât mai deschisă vaza, ca să fie mai încăpătoare. Asta este o altă vază care am făcut-o. Am folosit o tavă lată. Aici curăț de praf sau de pânză de păianjen, fiindcă se pune până se usucă. Și urmează să o vopsesc. La vezele celelalte le-am lăsat să se usuce câteva zile. Se usucă cam cu o zi mai devreme față de celelalte care sunt făcute pe buturugi sau pe orice altceva care nu le permite să se usuce pe dinăuntru cum trebuie. Am observat că este și mai ușor, dar trebuie să fiu atent la ploaie. Dacă pun vaza cu parul respectiv direct în pământ. Și trebuie să fiu atent să nu ploaie și să nu fie nici vânt. Să nu le miște vântul, fiindcă, nu știu, devin un pic amaiora. Iar aici încep să vopsesc. Este mai ușor să fac, să vopsesc și pe dinăuntru și pe din afară. Și asta o să o protejeze mai mult în timp. Fiindcă am observat că cimentul se tocește și plus că dacă pun apă, nu prea e ridicare să o protejeze vaza respectivă. Le-am vopsit pe dinăuntru, pe din afară și majoritatea, pe toate le-am dat cam câte un strat. A trebuit să, când făceam o rotație, vopseam, iar roteam, iar vopseam și după aia cam pe la urmă mă uitam pe unde lipsește și vopseam și eu zonele respective. O altă chestie care m-am gândit, dar nu știu dacă ar fi fost cazul, lemn, fiindcă este lemn, ar fi trebuit să-l vopsesc. Dar cred că ar fi trebuit să-l vopsesc înainte să fac vezele. Să, după aia să pot să-l pun și tot. Nu știu dacă e protejat prea bine de apă. Sau de dat cu lei sau ceva, dar mă gândesc că dacă-l dau cu lei, poate ar fi afectat planta într-un fel. După ce s-a uscat bine, după o zi, două, trei, nu mai știu exact, cred că a doua zi am putut să pun mâna pe ele, le curăț de praf și de pânză de păianjen, fiindcă fac o grămadă de păianjeni. Aici am, nu mai știu, a patină, aici am folosit la poarta mare, am dat smocurile respective cu ea. Asta este pensulă pentru culori alchidice, pentru vopsele alchidice, dar nu știu de ce am avut probleme cu ea și când am dat și sus la poartă, la gard, cam topește pensula, dar nu știu ce se întâmplă. Asta este tehnica pensulei uscate, se ia puțin cu vârful și după aia dau ce rămâne. Îmbrăștii cum trebuie. Aici este la cea mare. Astea pot fi folosite și ca jardiniere, parcă. Acum depinde de fiecare cum vrea. Am observat că dacă dau cu mai multă culoare față de cum a fost prima, culoarea se vede foarte frumos, mult mai frumos decât era.
Vopseaua asta se usucă foarte repede și pot să o manipulez cum vreau eu. Adică, da, am început să dau partea aia la altă, am început să dau ăsta, pot să o iau de colțul celălalt. La dat găurile pentru evacuarea apei, aici am avut un pic probleme cu bârghiul. Am folosit bârghiu de beton, dar nu a mers, fiindcă nu prea apuca bine. Bârghiul nu putea să învârtă, nu-i ca la beton, e puțin mai moale aici toată treaba. Și până la urmă am făcut cu bârghiu de lemn, parcă să zic. Și intra bormașina foarte ușor. Culorile respective se văd mai bine la soare, fiindcă e culoare metalică și lucește cum trebuie. Aici pun pământ. Pământul este din grădină, iar gherghina de jos este din, am mai făcut un video și o să-l pun în descriere, din, și mai jos sunt și castraveți. Din răsadurile care le-am pus de flori și de semințe sau legume, nu mai știu exact cum se numea video respectiv. Problema e că le-am pus și un pic cam târziu, fiindcă am avut multă treabă în grădină și cu vremea care a fost. Și da, acum a cam crescut față de cum era și a cam dublat, să spun, din înălțime. Aici o bag fără să răsfir din rădăcini și îi fac un pic de loc, fiindcă am băgat un pic mai mult. De asta spuneam că este un pic mai bine să folosesc, ar fi fost mai bine să folosesc tăviță mai mare, fiindcă intră cam greu floarea, planta. Iar mă gândesc că o să fie și mai dificil când o să încerc să o scot. Îi fac loc cum trebuie și am pus bățul în mijloc, fiindcă o să mă ajute foarte ușor să leg planta când crește. Am udat planta, floarea. Aici am dat-o mai așa ca să o n-apăți planta nimic. Să o... Asta e o udătură zilnică și așa de cald e și se usucă foarte tare pământul. Planta n-a pățit nimica, totul e bine. Asta e vaza. O să pun puțin mai pe la sfârșit cum arată acum și cred că o să pun și poză cu floarea. Ele au boboci, încă nu sunt înflorite. Și cam atât. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Salut și spor la treabă! Aici este una dintre flori. Așa, așa am legat-o. E mereu le țin ude. Pe acolo trebuia să mai dau un pic cu vopsea. E mare, nu e chiar, s-a dublat în mărime, dar na. Ele au fost puse și un pic cam târziu, fiindcă nu am avut timp de ele. Așa. Și asta este vaza. Se mișcă bine, nu ia vântul. Se murdărește repede că e pământ pe lângă, dar na. Spor la treabă.